Fapte, capitolul 2, începând cu versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas și în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. A voi veți primi darul Sfântului Duh, Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea, Mântuiți-vă din miștocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Amin. Vă rog Amin. să vă reașezați. Dragi ascultători, dragi candidați, dragi frași și surori, mulțumim lui Dumnezeu pentru această frumoasă oportunitate de a participa la un asemenea eveniment. Mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste suflete care s-au decis în mod public, în văzut tuturor să mărturisească, să-și exprime crezul lor, să adere la împărăția lui Dumnezeu și în cadrul de sărbătoare, aș putea spune, să luăm cu toții parte la această frumoasă bucurie. Slăvit să fie Domnul! Am citit câteva versete din Cartea Faptele Apostolilor, sunt niște cuvinte scrise de Luca, care descrie predica lui Petru, și aș vrea să recitez versetul 37, după ce au auzit aceste cuvinte, cei de atunci, au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru, cel care vorbise, dar și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Și uitați-vă care a fost răspunsul lui Petru pentru întrebarea lor. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi, după ce vă pocăiți, să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului. Duh. Dragii mei, faptul că cineva se botează e un mare har. Faptul că cineva primește șansa aceasta de a-și adera la împărăția lui Dumnezeu e ceva special. Nu știu cum va simți dumneavoastră să primiți într-o zi acasă, în plic, sau eu știu, într-un cadou, o adeverință, un pașaport, un document care să ateste că aparțineți unei lumi selecte. Domnule, de astăzi încolo, tu aparții unei alte societăți. Ceva special, ceva deosebit. Probabil noi toți ne-am lăudat cu un asemenea document și ne-am considerat foarte favorizați. Dintre toți, ne-au ales pe noi. Frății mei, dragi ascultători, ce vreau eu să învățăm în această seară, printre altele, din acest pasaj, este că Dumnezeu, cel care ne-a pregătit cerul, cel care ne iubește, vrea pe toți, ne vrea pe toți cu El, cu Sine. Și uitați-vă, revin la întrebarea lor: ce să facem? Au conștientizat starea în care erau au conștientizat problema lor și au vrut să găsească o soluție. Petru, ceilalți apostoli, ce trebuie să facem? Și vedeți, te-ai fi așteptat să spui, domnule, toți trebuie să primiți o legitimație, toți trebuie să semnați o foaie de, a, eu știu, o cerere ca să faceți parte dintre noi și Petru lasă hârtiile deoparte, lasă, eu știu, alte chestiuni și le zice direct. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat. Apoi, după toate astea, Hristos adeverește și El și veți primi darul Sfântului Duh. Aș vrea în această dupamiază, frații mei, să încerc să explic versetul acesta. Cum se intră în împărăția lui Dumnezeu, cum să fac și eu parte din poporul pe care Dumnezeu îl iubește? Trebuie să plătesc o sumă de bani? Trebuie să frecventez niște adunări, niște părtășii? Trebuie să semnez un contract de, eu știu, de a participa, de a fi admis? Ce înseamnă cuvântul acesta spus de Petru? Pocăiește-te! Trebuie să-mi schimb religia? în, eu știu, evidențele statului român? Trebuie să mă îmbrac într-un anume fel ca să demonstrez că aparțin unei anume denominațiuni? Uitați-vă mai jos, mai jos ce spune Scriptura și dați-mi voie să recitesc. Versetul 38 și apoi citim mai jos. Fiecare din voi să fie botezat și ce zice Petru? Spre iertarea păcatelor voastre. Dragii mei, pocăință. Faptul că vrei să intri în împărăția lui Dumnezeu sau poarta prin care intri, primul lucru care ți se cere este acesta. Să rezolvi problema păcatelor tale. Mi-aduc aminte de Ioan, predica și el, de asemenea boteza Ioan și spune în Evanghelia după Matei, capitolul 3, cum se îmbrăca Ioan, ce spunea el, dar zice în un moment dat de locuitorii din Ierusalim care ieșau la el, erau botezați. Și uitați-vă ce spune versetul 6. Mărturisindu-și ce? Păcatele erau atmiși de Ioan, erau botezați. Dar mei, de ce Ioan ținea neapărat ca ei să se mărturisească? Mi-aduc aminte, Apostolul Pavel spune despre sine Povestind modul în care el s-a convertit, Anania, omul trimis de Dumnezeu la el, i-a spus în felul următor: Ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și uitați-vă ce. Ce-a ținut minte, Pavel? Ce-a ținut minte? Fii spălat de ce? De păcatele tale. Poți să-i unii, domnule, ce treabă aveți voi cu păcatele mele? Ce contează? chiar contează? Dragii mei, e foarte important, enorm de important să pricepem ce vrea Dumnezeu de la noi. Dați-mi voie să mai aduc o referință. 1 Petru, capitolul 3, spune aici Apostolul Petru pentru noi, icona aceasta, versetul 21, vă mântuiește acum pe voi și anume botezul. Ceea ce se va face astăzi aici a public. Care nu este o curățare de întinăciunile trupești. Oamenii aceștia care vor intra în apă, nu intră ca să se spele, nu intră ca să se ude, nu intră să vedem cum un obiect intră în apă, ce se întâmplă cu apa când intră fiecare în apă. Se colorează, nu se colorează. Nu, nu ăsta e scopul. Mărturia spune textul a unui cuget curat. Dragii mei ascultători, chemarea lui Dumnezeu pentru noi tocmai aceasta este. Și asta e primul adevăr pe care vreau să-l scot în evidență. Ca să intri în cer, ca să faci parte din poporul lui Dumnezeu, tu și cu mine, dacă n-am făcut-o, trebuie să scăpăm de păcatele noastre. Mi-aduc aminte, erau doi oameni care s-au suit la templu, un vameș, și un fariseu. Și spune textul biblic, dumneavoastră știți cei care ați citit, vameșul stătea departe, nu îndrăsnea nici ochii să-și ridice spre cer, se bătea în piept și ce zicea omul acesta? Doamne, dă mulți bani, așa zicea. Doamne, fă -mă mai tare ca și altul. Doamne, pune-mă deasupra șefului meu. Știți pentru ce a venit la templu? Uitați-vă pentru ce. Dumnezeule, ai milă de mine, cum s-a numit pe sine? Păcătos, păcătosul. Ai milă de mine, păcătosul. Și continuă ce, spusele Domnului. Eu vă spun, spunea Domnul Isus, că omul acesta s-a coborât acasă, socotit, neprihănit. Dragii mei, nu-i complicat să rezolvăm această problemă, nu-i deloc complicat. Eu am mai spus-o aici și lăsați-mă să mă repet. Problema este că mulți dintre noi sau unii dintre noi nu vrem să recunoaștem că avem nevoie de pocăință. Nu vrem să recunoaștem că avem păcate. Dragii mei, dacă te duci la doctor, te duci la doctor pentru că ai o problemă. Nu te duci la doctor de dragul de a face o vizită la doctor. Dom'le, m-am dus și eu la doctor să nu zică că nimeni că nu m-am dus. Nici nu vrei să auzi de doctor. Dacă știi că boala respectivă îți mănâncă viața și tu ai șanse să încetezi existența, să sunt șanse să -ți înceteze existența, te duci la toți doctorii, bați la toate ușile, dacă cumva se poate să rezolvi problema. Dragi ascultători, Hristos, Dumnezeu, ne așteaptă să batem la El la ușă. Doamne, am o problemă. Doamne, sunt mincinos? Cum spui la doctor, așa spui și la Dumnezeu. Doamne, eu mai fur, Doamne, îmi place să mint, Doamne, vizionezi ce nu trebuie vizionat, gura nu-mi o controlez. Frații mei, mă gândesc la omul acesta. Hai să-l punem în evidență și pe fariseu. Stăteam picioare și uitați-vă ce se ruga omul acesta, Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca la acesta. Și uitați-vă ce zice, eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Toți mei, știți ce e trist? Că toți suntem bolnavi, toți avem probleme, dar nu vrem să spunem. Toți avem nevoie de salvarea lui Dumnezeu, dar ne ascundem. Vrem să, să nu ieșim în evidență că avem nevoie de ea. Poate v-am mai povestit, dați-mi voie să spun. Născut într-o familie de credincioși, de mic a dus la biserică, au fost momente în viața mea în care mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să arăt adevărata mea identitate. Și am știut că la Dumnezeu nu are rost să merge altfel decât așa cum ești, păcătos. Și am știut că Dumnezeu e dispus să ierte păcatele mele, dar îmi cere ceva. Îmi cere să le mărturisesc. Acum, nu știu cum vă este dumneavoastră, cât de simplu vă este să spuneți ce ați făcut. Mie nu mi-a fost ușor. Am știut că Dumnezeu vrea să recunosc public dacă trebuie. Și când zic public, nu mă refer la un, un public numeros, cel puțin unei persoane. Cine sunt eu? Ce am făcut? Mi-am scris pe hârtie, domnule, să nu ui ceva. Și-am scris acolo că am copiat la școală. Și-am scris că am mai luat bani de la tata. Și-am scris ce am făcut, tot ce mi-am adus aminte. Și-am ajuns cu scrisul la niște lucruri care mi se păreau mie mai complicate. M-am gândit eu, de copiat, poate mult s-o fi copiat. De înșelat, o făcu și alții. Nu că făcusem eu nu știu ce imoralități, Doamne ferește, sau nu știu ce păcate, dar mi se părea că sunt foarte grave să le spun și pe asta. Și în inima mea s-a dat o bătălie foarte serioasă, să spun sau să nu spun. Mă gândeam, ce o să zică despre mine? Cum o să mă privească? persoana respectivă când eu îmi deschid inima și mi-arăt adevărata față. Acum, dragii mei, Dumnezeu ca să mă ajute să spun, așa, cât de atât Dumnezeu ne ajută, Am găduit în familia noastră, în familia de origine, o situație foarte complicată. Și oarecum sub presiune, părinții mi erau în pericol de moarte, cel puțin unul dintre ei, am zis, orice ar fi, orice s-ar întâmpla, și dacă mă fac de râs, și dacă eu știu ce se va întâmpla. Eu mă duc și spun că știu că așa se rezolvă problema. Am scris pe o hârtie, cum am spus, la un frate am dat hârtia, la altul i-am spus public, i-am spus în față, am plecat repede de acolo, zic, mai am spus, am spus, măcar să nu văd ce reacție va avea. Frații mei, nu s-a supărat omul, nu s-a râs de mine, nu și-a bătut joc de mine, s-a rugat. Dar nu asta este important. Știți ce este important? Că problema mea s-a rezolvat. Problema mea, ceea ce m-a păsat, povara aceea, a dispărut. Dacă știam eu că e atâta de ușor, păi nu mai eu mă chinuiam atâta. Dacă știam că așa Putere are recunoașterea, Siria. Păi nu mai pierdeam vremea. Dragii mei, vă aducem o veste bună. Dumnezeu nu ne așteaptă cu băta, nu ne așteaptă cu paru. Ce ai făcut? Întoarce spatele. Vai, atâtea păcate ai făcut. Nici să nu mai vii la mine. Așa zice Dumnezeu. Vine fiul risipitor acasă, murdar, încărcat de păcate, încărcat de probleme. Știți ce a zis tata? Vreau să spun, nu au zis vreau să spun, da? spunem noi. Mă gândesc eu, fi zis, bine ai venit acasă, l o luat în brațe. Dar cum îl iei în brațe, că e murdar. Cum îl iei în brațe, că o făcut atâtea rele? Cum să-l pui la masă? Ăsta nu merită să stea la masă. Dar și mie, Dumnezeu nu zice așa. Tu să nu vii, pe tine nu te primești, tu ești foarte păcătos, tu nu meriți. Nu o să zic că Dumnezeu niciodată așa. Pe toți care vin la El cu penitență, Recunoscând ceea ce au greșit, Dumnezeu îi primește, slăvit să fie numele lui, amin. Dați-mi voie să mai citești ceva. Zice, Ioan, Evanghelistul, reține cuvintele Domnului Isus adresate unei femei, unui bărbat, mă scuzați, după ce l-a vindecat Isus, i-a zis, iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Nu că Dumnezeu nu ne iartă, dragii mei, Dumnezeu ne iartă. Eu nu vă cunosc pe noi nu să nu mă cunoașteți pe mine. Dragii mei, aici nu se dau bani. Aici nu se împart tichete de valoare. Aici Dumnezeu iartă păcatele. Aici Dumnezeu ne face albi. Aici Dumnezeu ne sfințește pentru cer. Foarte bine că în această seară ați venit aici. Dar nu plecați cu problema nerezolvată. Dacă Hristos te primește, dacă Hristos nu te dă afară, de ce nu vrei? De ce nu vrei să vii? Și uitați-vă pasul următor. După ce Dumnezeu rezolvă problema noastră, ce spune textul? De acum să nu mai păcătuiești. Eu am și cum știți, și aveți și dumneavoastră, cei de vârsta mea. Vine la mine copilul, ca și orice părinte, îl schimbi, îl îmbraci și îi spui în felul următor. Tata te-a schimbat, tata te-a spălat, dar te rog frumos, nu te mai du noroi, nu te mai murdări iarăși. Și poate să zicem că se murdărește iarăși. Și la cine vine? Tot la tata vine. Și hai să zici că îl mai schimbi o odată și zici, uite, tata te iartă de data asta. Și uite, să mai ofer o ocazie. Câte ocazii ne oferă nouă Dumnezeu, dragii mei? Dar dați-mi voie să vă spun, niciun tată nu va zice copilului său, auzi, după ce eu te schimb, du-te și murdărește-te iarăși. În veci nu va spune asta. Nu vreau să spun prin asta că Dumnezeu tolerează păcatul. Domnule, Dumnezeu te iartă, Dumnezeu e bun și de acum încolo, fă ce vrei. Nu există așa ceva. Dumnezeu e bun, dar pe cât e de bun scumpimei pe atâta, Dumnezeu este și de serios, de sfânt. Să ne ajute Dumnezeu să înțelegem acest adevăr. Nu mai insist, vă aduceți aminte de Gehazi? Foarte pe scurt, permiteți-mi această paranteză, era slujitorul lui Elisei pentru cei care nu știți sau n-ați auzit. Și s-a încurcat Gehazi cu niște bani. Și spune scriptura că s-a întors la stăpânul său, Elisei, care l-a întrebat de unde vii și a ce sentință primește. Lepra lui Naman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna. Știți ce e curios în text? Unul scapă de lepră, altul se îmbolnăvește cu lepră. Unul pleacă vindecat, pielea curată, altul pleacă cu pielea murdară, pătată, bolnavă. De ce? Același Dumnezeu care l-a vindecat pe Naman, același Dumnezeu a permis ca Ghehazi să fie pedepsit. Să știți că cu Dumnezeu nu e joacă. Să ne ajute Dumnezeu să ne încredem în El. Amin. Revin la text. Cum se intră în împărăția lui Dumnezeu? Cum se primește harul acesta de a face parte din poporul Domnului? Uitați-vă ce spun versetele de mai jos. Cei ce au primit provăduirea au fost botezați. Ei stăruiau învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în Fiecare era plin de frică. Mai departe, toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Se miră unii din exterior. Cum se poate întâmpla așa ceva? Cum se poate să renunți de bunăvoie la posesiuni și să împarți cu alții. Mai ciudat, erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Domnule, înțeleg să te duci o dată pe săptămână la biserică, că vorba aia, zi liberă, te duci. Auzi, nelipsiți în fiecare zi. Mai departe, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului noroc. Știți ce îmi spun mie aceste versete și ce vreau să scot în evidență, dragii mei? Pocăința despre care Petru vorbește și care s-a materializat în faptele lor, le-a schimbat nu doar înfățișarea, ci a schimbat ceva mai de profunzime. Dacă noi ne ducem la Dumnezeu, nu ca și cum ne schimbăm religia, noi ca și cum ne schimbăm apartenența. Știți ce înseamnă? Uitați-vă în mine minte un exemplu. Bunicii mei provin dintr-o zonă de munte și bunicul, țin minte, caltoia pomișori. Și ce făcea bunicul? Tăia tot ce era rău, tot ce nu-i convenea și punea în schimb ceva bun. Și din tulpina aceea nu mai ieșau, de exemplu, dacă altoia un măr, nu mai ieșau mere pădurețe, ieșau mere de soi. Dar cum se întâmpla acest rezultat? Știți cum? Repet, tăia tot ce e rău și punea altceva bun în loc. Dragii mei, mă întorc la câteva versete pentru că vreau să explic acest adevăr. Spune Sfânta Scriptură, Roman, capitolul 6, Versetul 3. Nu știți că toți cât am, câți am fost botezați în Isus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți spre slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață, ce fel de viață? Tot o viață veche. Aici e problema, frații mei. de ce mă te cobori în apă dacă viața ta nu e schimbată. Degeaba faci o cerere, vă rog să mă primiți în biserica penticostală. Poate ți se va proba, poate nu. Dar Hristos nu te ia după cereri. Uitați-vă mai departe. Omul nostru cel vechi a fost cum a fost? O rămas tot în picioare. Așa zice textul. Dom'le, ai fumat? Încearcă să fumezi mai puțin. Ai înjurat? Mă, în public abține-te. Ai curvit? Las-o mai ușor. nu e adevărat. E tot omul vechi. E tot omul vechi. Vine Hristos și zice gata, tăiem tot. Așa zice textul. Ne-am făcut una cu el printr-o moarte asemănătoare cu a lui. Și vă zice, domnule, dar unde e omul vechi? Unde e omul vechi pentru candidații aceștia? Hai să citim mai departe. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răsănit împreună cu el pentru ca trupul păcatului, ăsta e secretul, să fie dezbrăcat. Adică nu ni se taie mâna și ni se dă altă mână. Nu asta am vrut să spun se întâmplă o transformare în interior. Mâna asta care până acum a luvia, mâna asta care până acum a fura, domnule, ce se întâmplă, ce nu se întâmplă? Că mâna asta mângâie. Mâna asta iubește. Dacă până acum venea comanda du-te și lovește-l, acum vine altfel de comandă, du-te și îmbrățișează. Hai să citim, ca să fim mai exacti. Trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui. În așa fel, ca să nu mai fim robi ai păcatului. Căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Frății mei, ce vreau să spun cu aceste cuvinte? Hristos are puterea să ne schimbe. Amin. Întrebarea este, vrei să te schimbe Dumnezeu? Vrei să facă din tine un om nou? Cum se poate asta? Din omul la vechi, din omul la stricat, dificil, un om nou? Uitați-vă, vreau să mai citesc ceva. 2 Corinteni, capitolul 5, Apostolul Pavel explică, versetul 15, El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Dragii mei ascultători, noi trăim pentru noi, noi trăim pentru euul nostru, pentru firea noastră. Vedeți, dacă pe o masă ar fi niște sume cu bani, omenește vorbind, ai zice, domnule, mă uit la grămada cea mai groasă, la suma cea mai mare, să o iau eu. Dar dacă zici, eu nu trăiesc pentru mine, eu trăiesc pentru Hristos, te gândești altfel, cum să-i dau lui Hristos suma cea mai mare de bani. Păi ca să o dau lui Hristos, trebuie să o dau altuia. Știți care e problema? Vorbesc de noi ca pocăiți. Uitați-vă ce zice versetul 17. Dacă este cineva în Hristos, asta e problema. Suntem noi în Hristos? Trăim noi pentru Hristos? Trăim noi pentru El? Este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, Iată că toate lucrurile s-au făcut noi și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Frății mei, la aceasta vă chemăm. Să lăsăm pe Dumnezeu să ne transforme, să lăsăm pe Dumnezeu să ne simtă. Mi-aduc aminte, povestea frații din județul în care eu locuiesc, undeva în partea de nord a județului, într-o familie. Soția era credincioasă, soțul era necredincios, un om foarte violent, un om foarte neserios în felul lui. Erau cu mulți ani în urmă când oarecum și autoritățile se fereau să aibă de-a face cu el știundu-l în, un știund în om form, foarte recalcitrant. Și spune spuneau frații despre o soră care a învățat din scriptură cum trebuie să se, comparte cu soț, să se comporte cu soțul ei. El se purta, cum spuneam, foarte josnic cu ea. Și curios, frații mei, foarte interesant. Femeia nu îi răspundea la fel. O prindea, din ce povesteau frații acum, sper să nu vă redau inexactități, o prindea de păr, era foarte înalt. Și pe sus o purta, de păr o ducea. Niște gesturi, nici nu merită să le pomenim. Și foarte, foarte interesant, femeia asta, în loc să-l saboteze, în loc să-l să facă să simtă și el din ce simțea ea. Povesteau, frații și pot să vă dau detalii dacă vreți să investigați situația, pot să vă indic zona. Știți cum se purta cu el? Îi făcea mâncarea care îi plăcea. Avea grijă de el, de zici că era un copilaj. Ce să-i mai fac soțului meu? Avea momente când probabil regreta comportamentul lui, chiar povesteau frații că l-am dat a o la tăietorul de lemne, îl împingeau alții să-și oprească soția de la pocăință și s-a gândit într-o zi, domnule, te duc la tăietor și stai capul. Probabil era în stare de așa ceva. Și a zis, permite te rog, înainte să mă omori, să fac o rugăciune. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar n am mai vrut să o ucidă. Dar nu asta am vrut să scot în evidență. Timpul a trecut, și omul acesta și-a dat seama că femeia lui are ceva special, ce n-are nimeni. Femeia lui are nea o forță inexplicabilă. O lovești și a răspunde frumos. Îți bați joc de ea, poate v-am mai spus dumneavoastră și, repet, iertați-mă dacă reiau, el pleca de acasă, să îmbăta ce făcea, nu știu, dar pleca de acasă. Făcea mâncare și îl căuta prin sat. Nu cumva soțul ei sărap de fame. Și era, era cum era. Frății mei, și într-o zi, așa cum am spus, gesturile ei, forța ei, nu știu, puterea ei de a se face, vorba noastră, preș. Dar nu era preș. Părerea mea că era net superior lui. L-au făcut să cedeze. Și probabil le-au fi spus, nu știu detalii, băi, tu ești mai tare ca și mine, tu ai ceva special. Și mă povesteau frații din zona aia, omul ăsta s-a pocăit, cât a fost el de rău și nu a putut să-l îmblânzească jandarmii, nu a putut să-l îmblânzească forța. Uitați-vă că Dumnezeu prin această femeie a exercitat asupra lui o presiune atât de mare încât l-a topit, cum topești gheața. Și mărturiseau frații, zice, din după ce el s-a pocăit, rugăciunile se făceau la el acasă spuneau frații zice și securitatea, securitatea, nu știu ce era un jandarmii, că mi se pare că a fost înainte de comuniști, nu veneau la el acasă, că știau cine a fost omul ăla. Și probabil se gândeau, domnule, să nu cumva să lase bucăița deoparte și mai degrabă își vedeau de treabă. Nu știu exact ce a fost. Dar ce m-am bucurat în toată această experiență? Că Dumnezeul nostru, uitați-vă că ne dă lecții, Stau și mă gândesc, atâția oameni ai Scripturii, oameni foarte păcătoși, oameni foarte răi. Uitați-vă la Pavel, ucidea cu sânge rece. Și zice Apostolul Pavel, și vreau să vă citesc, dragii mei, Filipeni, capitolul 3, câteva cuvinte pentru învățătura noastră. Uitați-vă ce spune aici Scriptura. Lucrurile, versetul 7, care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul meu. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Dragii mei, dacă am putea noi să explicăm ce mare har să-L ai pe Dumnezeu, ce mare har să curgă din tine apă dulce, Vedeți, e atât de frumos să stai cu oameni care zâmbesc, cu oameni care sunt plini de pace. E atât de neplăcut să trăiești pe lângă oameni recalcitranți, oameni nesimțiți în adevăratul sens al cuvântului. Cine transformă oamenii? Cine? Domnule, dă o carte să se maniereze, vor zice unii, și o să iasă din el un om foarte bun. Nu știu dacă ajută cartea. Poate ajută, dar nu cred că ajută pe deplin. Dar este ceva care ajută și ăsta este Dumnezeu. Frații mei, vreau să mă apropiu de încheiere. Chemarea mea pentru toți cei care ne găsim în locul acesta, în această după amiază, este tocmai aceasta. Să lăsăm pe Dumnezeu să taie tot ce vechi și să lăsăm pe Dumnezeu să pună tot ce nou. Să lăsăm pe Dumnezeu să ne dezbrace de toate problemele noastre și cu asta am început. Nu te ascunde, nu mai ține lucrurile vechi. Dați-mi voie să vă mai citesc ceva. Îmi place foarte mult ce zice Scriptura la un moment dat. Zice așa Apostolul Pavel. În el a fost tăiați în prejur. Nu cu o tăiere în prejur făcută de mână, ci cu tăierea în lui Hristos. Adică ce? În dezbrăcarea de trupul poftelor filii noastre pământești. Oricât e ei trudi să educi pe cineva, să-l liniștești, să-i tai din aripi, vorba noastră, măi, adul la linia cea bună. Poate știți, un frate din arată povestea că și-a obligat copilul să șadă jos la masă și zice copilul, sau mama și l-a obligat, zice, mama, eu stau jos, dar în in inima mea stau tot în picioare. Frații mei, cam așa e omul. Și uitați-vă ce zice aici textul. Dezbrăcarea adevărată, dezbrăcarea temeinică, nu ceva de formă, fiind îngropați împreună cu El prin botez, care este o demonstrație a faptului că s-a produs această schimbare și în viață în El și împreună cu El prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Și încheie, așa cum a spus, aducându-vă aminte, spunea Domnul Iisus, Eu sunt vița. Ne-a pus în vița bună. Ne-a luat din vița rea și ne-a pus în vița bună. Și ce trebuie să facă o mlădiță pusă în vița potrivită? Voi sunteți mlădițele. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa, voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și sfatul meu de final este acesta, dragii mei ascultători. Dacă ne vedem săraci, dacă ne vedem goi, dacă vedem că avem nevoie de Dumnezeu, dacă vrem ca El să ne schimbe, haideți să venim la El. Dar dacă tot venim la el, și acesta a fost cel de-al doilea gând, dacă tot venim la el, nu umblăm cu cârpitori, nu umblăm cu vorba noastră, vopsim peste rugine. Știți ce face Hristos? Hristos vrea să ne schimbe. O făptură nouă, zice textul? O zidire nouă? Transformarea asta nu o putem face noi, o face El dacă o acceptăm mai departe, datoria noastră este să construim. Și așa cum a spus textul nostru de astăzi, ne de la templu. Părtășie în cuvânt stăruiau învățătura apostolilor. legătura frățească, în frângerea pâinii, în rugăciuni. Și îmi imaginez un copac, cum spuneam, la altoit și crește și se dezvoltă pentru că este în, viț, în pomul potrivit, este în vița potrivită și prin asta aduce mult rod. Să ne ajute Dumnezeu și pe noi. Amin. Amin.